În acest experiment se prezintă un sistem de măsurare a distanței folosind un microcontroler MSP430 și un senzor ultrasonic. Senzorul este legat la microcontroler prin patru fire, două reprezintă alimentarea, pe al treilea senzorul primește la un microcontroler un impuls de 10 microsecunde, iar pe al patrulea trimite înapoi un impuls a cărui lățime depinde de distanța între senzor și un obstacol. Da? Acesta este obstacolul, această cutie. Semnalul furnizat de senzor este vizualizat pe osciloscop. Se vede că dacă acum obstacolul se apropie de senzor, impulsul se îngustează. Dacă se mărește distanța între senzor și obstacol, atunci impulsul se lățește. Distanța este proporțională, așa cum am spus, cu lățimea impulsului. În același timp, microcontrolul trimite la PC prin portul serial atât valoarea duratei impulsului, cât și distanța. De exemplu, în acest moment, valoarea lățimii impulsului este de 651 de microsecunde. Ne uităm din nou la osciloscop, o să reglez cursorul încât să măsoare direct, să măsoare exact lățimea impulsului. Așa. Vedem o valoare de mai puțin, circa 648 de microsecunde, în coadă pe PC este 651, sigur este o diferență, o eroare de cuantizare. În același timp, pentru a măsura distanța, există aici un liniar care face o măsurare paralelă, se vede acum că este de circa 11 cm, pe ecranul PC-ul 11,7. Dacă micșorăm distanța, se vede și pe PC cum scade, 7, 6. Sigur că între cele două există o diferență de proporționalitate care se poate însă conecta prin software.